Vineri, dragilor și dragilor, ca să încheiem săptămâna, se apropie sărbătorile pascale, intrăm în acea mini-vacanță de, era să zic de Crăciun, mini-vacanță de Crăciun Paști. Fericit. Crăciun fericit și ție. Nu te întreb ce planuri ai de Paști, presupun că familie... Liniștit acasă. Liniștit acasă, da, nu pleci nicăieri, 1 mai, vama dacă veche. Dacă vremea, 1 mai, vama veche, nu. Deci s-au dus zilele alea de nebune. Sau n-ai făcut niciodată la vama veche, 1 mai? Nu, am prins un 1 mai la mare, dar undeva în Bulgaria. Nu, ți-a plăcut teritoriul românesc? Nu, din întâmplare a fost o chestie... Ce, cum nu înțeleg cum adică din întâmplare? Te-ai interzit? Nu, a fost un team building. Așa organizat de către o firmă și a fost fixată locația în zona Bulgariei. Chiar am vreo 500 de oameni, ceva... Și așa am ajuns și eu să văd marea de 1 mai. Nu, n-am fost eu... mers la mare de 1 mai, nu m-a tentat niciodată. Nici ca student? Nici. Tradițional. Eu n-am fost student niciodată și totuși... Nu pot să mă duc la mare să nu intru în apă. Iar dacă e rece... Când ai 86 de beri la bord, mare e caldă. Nu. E ca o băltoacă. Nu. Deci când ai atâtea beri la bord, indicat este să nu intri. Da, indicat că e să faci o mulțime de chestii, dar le faci oricum pentru că... Da. 86 de beri, poate am băut toți anii studenții. Apropo de mers la mare și de intrat în apă și de bălăcit, aflați că administrația publică locală a decis deschiderea oficială a ștrandului municipal, nu știu dacă e oficială, deschiderea ștrandului municipal. Deocamdată însă au căutare doar foișoarele, pentru că românii s-au dat un vânt după grătare, dar adică nu știu. Foișoarele au fost închise pe timpul iernii? Măi, ce văd eu în știre, dar de fapt știi, hai că vedem știrea și pe urmă ne lămurim cu totul. Da, ștrandul municipal este deschis, haideți să vedem toată informația. Dacă sunteți cu minți, o să pună și apă. O să pună și apă. Ne întoarcem imediat să comentăm. Administrația publică locală continuă pregătirile pentru redeschiderea ștrandului municipal pentru acest sezon de vară. Noutatea pentru anul în curs constă în faptul că au fost achiziționate deja mai multe șeslonguri, dublu ca număr față de 2015, inclusiv mai multe umbrele, astfel încât tariful de intrare va fi unul unic. Anul trecut prețul era diferențiat funcție de cerința de a avea un șeslong sau nu, dar sistemul nu a funcționat tocmai optim. La complexul Moldova s-a finalizat plaja, extinderea plajei, deci terminat, terenul de volei, mai trebuie nisipul adus și gata, toate amenajările, țevile pentru file, bordurarea, tot e terminat. Suportul pentru umbreluțele care vin noi, deja sunt terminate, sunt confecționate, le-am făcut noi cu forțe proprii, umbreluțele noi deja sunt venite, șezlongurile noi vin în 2 săptămâni, se lucrează la curățenie, se lucrează la amenajare în zona de picnic, s-a dat drumul, vreau să vă spun că deja în weekend a fost plin acolo, oamenii au început să iese, simt mirosul de primăvară, le urez o primăvară frumoasă și să se simtă cât mai bine în spațiile frumoase pe care le-am amenajat, cu rugămintea de a fi și păstrate în același timp. Anul acesta se va finaliza inclusiv întreaga suprafață de picnic inaugurat anul trecut și funcțională, dar doar parțial. În ștrand s-a amenajat acum și un teren de volei. În acest an, cei care vor merge în complexul Moldova vor beneficia, pe lângă zona de plajă și cea de foișoare, de pista pentru role și bicicliști și de un amfiteatru în aer liber. Vine vara, bine îmi pare, numai că ce arată vremea de afară nu prea bate cu ce vrem noi să fie. Da, temperaturile de dimineață sunt încă de început de primăvară. În Londra a nins, pe Ceahlău au fost minus 2 grade. Las, la Londra poți să ningă. Da, în Roman au fost 0. Minus 1 grad ieri dimineață, garantat, clar. Miercuri dimineață. Știu că mi se resetează mie bordul la mașină de fiecare dată când sunt temperaturi. Ți-am povestit cu mașina mea, apropo de... Lăsăm puțin la o parte ștrandul municipal. Mașina mea are... titica meu are un rol extraordinar. Toată lumea are ceas în bord. Da? Da. Și un calculator de bord care îți indică, eu știu, consumul, viteza, cât mai ai până să alimentezi, etc. Presiunea, distanța față de sol. Calculatorul meu de bord e doar un cronometru. Atât. Adică mie mi se resetează practic ceasul de fiecare dată. Ea e chestia, nu ți-am zis? Am un scurt undeva, îmi place în dragi. Mașina mea îmi indică câte minute merg. Atât știe să facă, pentru că ceasul se dă pe 0000,
când dau cheie, mi-arată 000 și după începe 001, 00, de ce atâta știa să facă săraca? Deci ce scronometrează timpul de... Timpul pe care da, și n-am ce să-i fac, că m-am plictisit să-i pun ceasul de fiecare dată. Poți să cumperi de la târgul de chilipiruri un ceas de la vecul sonerie cu... Aia, am acasă așa ceva, dar și îl lipești pe bord și ai vezi ceasul. Îl pun și casă de la mare, un boombox. Da, și când te urci în mașină, nu uita să întorci să... Aia, corect. Ceasul și așa mai departe. S-a dat drumul la ștrandul municipal, adică practic aveți acces în ștrand în zona de agrement Moldova, nu neapărat la ștrand în sensul clasic al cuvântului, adică nu aveți cum să faceți baie în momentul ăsta. Mai dacă aveți patine. Dacă aveți patine, minus un grad dimineața. Mult curaj și în schimb, vă spuneam, se caută foișoarele de, pentru grătare. Care-i schepsisul ăsta? Eu n-am înțeles. La noi, la români, grătarul e sfânt, frate. De unde? Nu știu, dar eu am văzut în filmele americane grătar iarăși în toate filmele, da? Și au da, pe lângă nu casă. Nu se poate să apară măcar da. E o chestie că este amenajat. În 2006 am fost în a doua zi de Paști, a treia zi de Paști, în zona Cartodron. Lunca Moldovei. Da. Unde acum nu se mai face. Unde teoretic acum nu se mai face. Și practic, să amenzi. Băieții de la NL, cred că care locuiesc acolo pot să-și facă și cred că-și fac. Dar ce vreau să spun, erau gunoaie. Am luat, am rănit în zonă cât am putut, am strâns vreo 5 sau 6 saci de gunoi, mici, n-aveam saci mari, deci nu vă închipuiți așa. Fine, și din momentul ăla am zis, trebuie să-mi caut un loc ușor al meu unde să fac grătarul și să strâng după mine. Să fie numai gunoiul meu. Da. Și încă de pe atunci, deci acum 10 ani, știam că focul în pădure iarăși se face în locuri amenajate, unde îți dau voie pădurare, deci în acele poienițe amenajate. În acele poienițe, da. Cât de cât trebuia să respect niște reguli care cât de cât nu erau respectate. Cât de cât. Și nici acum, deci locul ăsta, că avem un spațiu special amenajat pentru grătar, este foarte bun și trebuie să ne învățăm să-l folosim, să-l păstrăm cum trebuie, are și apă curentă, un avantaj foarte mare să nu mai mergi cu bidonul cu apă. Corect. După tine ca să speli. Deci ai plecat și de acolo. Un mare avantaj este că nu mai arunci bidonul la gol, pe urmă, în zona respectivă. Cocălare, da, trebuie să știe și treaba aceasta. Toată treaba e să ai pe cineva care să nu bea pentru a conduce mașina. Clar. Și cineva care să spele vasele, să fie totul în regulă. Și cineva care să te mai putere să te poată încărca mașină în caz de ai băut prea mult. Au fost achiziționate mai multe șezlonguri pentru zona de ștrand anul acesta, mai exact dublu, ați văzut în știre față de anul... Așa, au făcut tarif unic. Astfel, au făcut tarif unic. Da. La intrare, cam asta deci toată lumea să stea pe șezlong, nu mai este un preț pentru șezlong, fără șezlong. Clar, toată lumea plătește la fel. Corect, acum mai este de văzut dacă vor respecta un anumit aspect. Care? Să intre numai câte atâtea persoane câte șezlonguri sunt. Da, și asta plus copiii. Bun, da? Că ai să pui copilul stă în apă. Bă, dar în momentul ăsta vorbim de număr dublu, atât de umbrele cât și de șezlonguri, adică da, ar trebui să acopere. Ce înseamnă număr dublu? Câte au fost anul trecut? Au fost 500 și acum ar fi ajuns. Nu au fost de ajuns. Anul trecut. Dublu ar însemna de ajuns? Presupunem. Și pentru zilele de vârf. Uite, există persoane. Eu, de exemplu, n-am fost la ștrand nici măcar o secundă. Am fost. Nu am fost. E super, super. Nu, mi-e place apa. De asta ți-am spus că n-am mers mai la mare, pentru că nu pot intra în apă. Deci soarele și apa și să stai acolo în apă, să te bălăcești. Nu, nici pe șezlong. Nu... Am zis că nu știi să înnoți. Da, de mâini nu... Și ăia pe Titanic au dat din mâini, dar asta nu înseamnă că știu să înnoate. Mă, hai să... Nu sunt înotător profesionist, nu sunt un înotător de cursă lungă. Într-un bazin de ăsta mă descurc dintr-o lățime în alta... Mergând pe fundul bazinului, că... La, zici că sunt cauza asta. La 2 metri, ai tăi greși eu. Dar ca să dau de mâini să supraveghez copiii acolo și să fie tot în regulă, mă descurc.
Deci îmi place să stau în apă, dau din mâine acolo cabloasca, fac figurine de astea aproape de mal, nu sunt cu sărituri, iar un pe copii în apă. Bun, pe de altă parte să înțeleg că tu ești genul ăla de persoană care își cunoaște limitele și nu se avântă la... Așa zic, că îmi cunosc limitele și nu mă arunc să fac aroganțe în bazin. Putem vorbi de, să zic, pe viitor, poate uite, idee bună pentru primar, care o să iasă. Cum să-i spun... un campionat de volei pe plajă, pentru că au făcut și terenul sau urmează să aducă și doar nisipul pentru terenul de volei. Volei nu mă interesează, dar volei balistele. Da. Eu aș susține această idee, aș susține sportul, îl susțin sportul. Eu am mers de multe ori în copilărie, când eram la mare și se întâmpla să prind trofeul Tomis, am mers la multe meciuri de volei în cadrul trofeului Tomis, trofeul la feminin. Mi-au rămas întipărite în minte cehoaicele, chinezoaicele erau campioane, deci jucau de rupeau. E un sport frumos și ar trebui promovat mai mult la nivel național, și la noi români și pe plajă. Avem o echipă de handbal foarte bună. Da. Foarte bună. Locul 5. Da, eu nu știu locul ce se întâmplă, de rămâne mereu acolo pe locul 5-4, undeva să petreci o chestie. În fine. Se mai vorbește de niște aranjamente și de echipele cu buget. Nu vreau să fiu eu la răută, ci o să avem o echipă într-adevăr fantastică, fără discuție. Sala e plină de fiecare dată la fiecare meci, clar, nu? Florin Pintera aș face treaba. Cum să nu? Am făcut transmisiuni de acolo. O echipă de fotbal. De bine de rău avem. Stai așa puțin. Fotbal. Mm. Nu știu cum e echipa. În ce divizie este și cum. Dar este. Nu știu câți spectatori au. Dar nu mai e ca pe vremuri. Nu mai e ca pe vremuri. În fine, n-am fost fan așa. Eu ducea tata când eram mic, mă lua pe mine și pe fratele meu și într-adevăr hai să zic sute, nu mii, sute. Da, am fost și eu, dar nu mi-a plăcut atmosfera, știi, cu semințe, cu înjurături, cu chestii. Meci, puțin așa, fine, nici academică, știi, la costum și asta nu este. Dar ce vreau să spun, este campionatul de mini-fotbal. Jos pălăria, și, da. Și suntem printre campioni, nu? Da. Jean are echipă... Are echipă și încă foarte bună. Foarte bună. Corect. Și o să... Mai lipsește atât de volei. Deci, ca să le dai și fetelor ceva de lucru și să ne bucurăm și noi de un care spectacol. Fete? Există o echipă de volei cât de cât? S-ar putea mai joacă. Pe la liceencele mai joacă. La școala generală, gimnazială, cred că este organizat. Acum nu știu dacă la nivelul fiecărei școli. Dar știu că la școala Vasile Alexandrii... Da, e echipa școlii, nu e municipală. Nu... Da, mă refer ca să pregătească, că dacă nu îi spui copilului regulile, nu știu... Da. Nu-i arăt despre ce e vorba, nici nu o să știe. Îți place? Dar n-am văzut, n-am auzit. Nu neapărat ca noutate, revenim la ștrand, pista de biciclete, acum fac un fel de reclamă la zona asta de agrement. De ce? Pentru că e foarte bună față de, hai să, când am venit în țară prima oară, când m-am întors din Italia și, lucram, mi se pare, la o televiziune pe vremuri și am făcut un material despre ștrandul municipal și am zis la momentul respectiv că mai lipsește Tarzan. Ții minte cum era înainte. Tarzan lipsa de acolo, da? Și acum merită să-i facem reclamă pentru că e zona de agrement care arată bine. Da, fără da, nicio intenție electorală și nu. Deci sărim pe asta că nu mai avem voie. Arată foarte bine ștrandul și într-adevăr merită promovat. Eu spun că n-am fost niciodată în ștrand la zona de bazine. Dar există zona de pista de biciclete pe care o folosesc când am bicla la îndemână, că acum nu mai am, și doi, am văzut ceva de amfiteatru. Aici nu înțeleg, unde o să fie amfiteatru? În partea în parte spre stadion. Dar ce, l-au terminat? Ultima oară când am fost acolo era... Băi, n-am mai fost din septembrie acolo. Deci nu știu ce au lucrat pe timpul iernii, cât au lucrat. Trebuia să fie acolo și în cinema în aer liber? Parcă se vorbea de un proiecție în aer liber? Sau... Se vorbea de proiecție în aer liber în pietonal, sectorul 4. Pe apă. Da, nu, vorbesc de filme, cinema în aer liber. Acolo, mai ții minte când eram mici, veneau Rășelul Copiilor și dădeau desene animate, un proiector da. Ceva de genul ăsta. De ce nu? Un drive-in. Te intri cu mașina, stai în mașină, te uiți la filme, bine, te uiți. Da filmele americane și-au pus amprenta. Băi, începe campania electorală.
Da, din păcate începe. Continuă campania electorală. Da, vinerea viitoare nu cred că mai putem vorbi liber de 3, 4, 5. Cam gata. Da, începe campania electorală vinerea viitoare. Nu putem vorbi decât la modul general, la principii, la... Nu mai putem să jurăm pe unul, nu mai putem să jurăm pe altul. Asta e altă poveste, dar o analiză a campaniei, a modului în care merge, în care se desfășoară. Nu avem știrea, dar colega din presă, Teo Baciu, a depus o contestație pentru o... Da, o să rulăm și știrea asta. Da, Mircea, am să te rog la montaj să punem și știrea asta cu jurnalista. Aveți știrea, da? Avem știrea, dar nu avem atunci, aici. Atunci hai să vedem știrea. Venim dată știrea și pe urmă ne întoarcem s-o tăiem puțin în bucăți. Înscrierea pe lista de candidați pentru fotoliul de primar al romanului a jurnalistului controversat George Norocel Harabagiu a fost contestată de un alt jurnalist, respectiv de colega noastră Teo Rusu Baciu, care ne-a spus că a fost determinată să facă acest gest din rațiuni ce țin de modul subit în care ziaristul pietrean și-a făcut mutație în roman. Primul motiv a fost că am aflat pe ultima 100 de metri, cu doar două zile înainte de expirarea termenului legal pentru depunerea candidaturilor, și a fost surpriză în sensul că nimeni n-a știut nimic. Nu s-a vorbit la cursuri decât foarte puțin în ultima săptămână, ori făcând un calcul simplu și coroborat cu ce am citit în presa centrală cu toții legat de modul în care oamenii și-au făcut rost de semnături, să spunem așa, mai ales pe la București este această discuție, fiindcă tot s-au schimbat candidați pe la partide sau s-au anunțat foarte târziu candidați. Atunci am stat și m-am gândit în ce condiții legale putea cineva să primească 1000 de semnături minime pentru ca din punct de vedere legal să-și poată depune candidatura. De altfel, jurnalista Teo Rusu Baciu susține că nici numărul de semnături nu este cel cerut de lege. Și am mers la biroul electoral municipal. Acolo surpriza mea a fost și mai mare, pentru că domnii de acolo mi-au recunoscut că Harabagiu, candidatul independent, George Harabagiu, a depus un dosar cu doar 700 de semnături. Și că această candidatură i-a fost acceptată de altfel, după cum știm cu toții. Și atunci am zis că este un motiv în plus să depun această contestație, întrucât mi se pare normal ca legea să fie respectată de toată lumea și această lege, 115/2015, privind alegerea autorităților administrației publice locale, are acolo un articol în care se spune clar, un candidat independent nu trebuie să depună mai puțin de 1000 de semnături pentru a fi acceptată candidatura. Ori așa stau lucrurile la momentul acesta la Roman și am considerat că este normal ca atunci când sesizăm o astfel de eroare să facem toate demersurile pentru a o îndrepta. Întrebată dacă nu are senzația că George Harabagiu este ceea ce se cheamă în termeni argotici candidat iepuraș, colega noastră a spus că nu vrea să intre pe terenul speculațiilor. Dacă vă referiți la faptul că el a fost pus de cineva să candideze pentru a rupe din votul lui anticandidat, asta este o chestie pur speculativă. Încă nu am reușit să fac o corelație care să fie indubitabilă din acest punct de vedere și nu o să comentez foarte mult pe tema asta, pentru că nu am certitudini. Și merg foarte mult pe tărâmul speculațiilor și știți foarte bine că mie nu-mi place să fac speculații. Bine, dar nu poate fi vorba de speculații ținând cont de ofensiva pe care acesta a declanșat-o cu câteva săptămâni înainte pe Facebook, mergând chiar până la amenințări de genul și asta nu-i tot cu ANL-ul. Da, am văzut că el a avut reacții de genul acesta, dar deocamdată eu vreau să aștept decizia instanței de privire la contestație pe care am depus-o și mai apoi voi putea discuta și despre alte aspecte.
Reamintim faptul că jurnalistul pietrean George Harabagiu și-a făcut doar cu o săptămână în urmă mutație la Roman, în ideea de a candida la funcția de primar al Romanului. Cert este faptul că de mai bine de o lună acesta a început pe Facebook o campanie de denigrare a actualului primar Laurențiu Leureanu, campanie care adesea merge până la amenințări de genul: deocamdată atât, e suficient cu ANL-ul, eu nu mă grăbesc deocamdată, care cam sună a ceva pentru care, cu mult timp în urmă, jurnalistul pietrean a plătit cu libertatea. Despre calitatea candidaților înscriși în cursa electorală la Roman veți putea afla mai multe în emisiunea Interviu cu Flora Ordan de joi 28 aprilie. Da. Am văzut știrea, informația, am văzut cum, știi care e faza, nu știu cât de mult site-ul pe Facebook, eu în schimb urmăresc zona asta de informare, că pentru mine Facebook-ul e informație, nu e hai să salut, ce mai faci, cum ți-a mers, ai născut, n-ai născut, nu, e informație. Se vorbește pe plan local nu destul de mult cât ar trebui să se vorbească de candidatura, să-i spun în continuare independent. Vorbim de chestiile vizibile, da? Chestiile vizibile, da. Independentului George Harabagiu? Norocel Harabagiu. Norocel Harabagiu, da, dacă vrem neapărat să fim și ironici. A lucrat în presă, am înțeles că a fost prins cu mâța în sac pe vremuri. Nu-l cunosc personal, sau așa, doar că l-am văzut într-o parte sau în alta. Oricum, mi-a plăcut o poveste din 2008. S-a ocupat de campania fostului primar, așa, Cărpușor. Și știu că intrase aici povestea interesantă. Aș vrea mai multe confirmări pe treaba asta, pentru că definește o tipologie de om susținută de partidele politice până acum, de toate, numai de un anumit partid, fiind de aroganță, de nas pe sus, de, în fine, nesimțire și așa mai departe. La nivel personal. Da, la nivel și de personal, și după aceea putem generaliza și la nivel luând în ziua de azi, dar tipul acesta, ocupându-se de campania electorală a fostului primar Cărpușor în 2008, a intrat într-un studio de televiziune: bă, la o parte, bă, că mă ocup eu de campanie, voi nu știți nimic. Și a dat Dumnezeu să vadă cât a știut el, de n-a luat, a pierdut. Sunt foarte mulți oameni care au stuchit la furcă, da, care au stuchit la furcă și care nu au valoare. Deci, cum să spun, am văzut oameni capabili și știu oameni capabili care s-au ocupat de campanii electorale, de campanii de promovare a unor produse, de campanii de implementare a unor principii, proiecte nu da, principii. Dar oameni care nu s-au bătut cu pumnul în piept, au spus, da, ce doriți? Hai să nu vorbim la nivel personal. Și când ajungem, pentru că întâlnesc foarte mulți oameni de genul acesta, avem acum o situație în PSD și de asta zic, discutăm acum, înainte de a începe campania, că după aia se poate interpreta, dacă pot să mai interpretez altfel, în care avem un președinte de partid, da, care a fost condamnat. Este hotărâre judecătorească. Da. Ștampilată, semnată, e definitivă și irevocabilă. Deci a intrat în rândul tuturor celorlalți politicieni. În majorității, mare, da? Parte. Deci, mă, omule, ce să mai facem? Mai comentăm o decizie judecătorească noi așa? Mai poate fi atacat, o poate ataca la CEDO? Unde poți să o mai atace Nea Dragnea? Și acum vine partea cealaltă. Dacă eu susțin pe vreunul care este în echipa aia, păi sunt niște vorbe la român. Spune cu cine te însoțesc ca să spun cine ești. Da, dar astea nu sunt valabile și în campania electorală. Mă, trebuie să fie valabil pentru că acest avem tip vorbe, de că peștele de la cap sunt pute. Exact, și așa exact, mai departe. Exact. Și astea ți le aruncă oamenii în față cu orice ocazie, dar când e vorba de campanie electorală, am pus pe Facebook la un moment dat, oare nu ne dăm seama, nu ne-am dat seama și suntem atât de orbi și au reușit ăștia de sus să ne învrăjbească pe criterii politice ca să fim dezbinați și să nu vedem cine sunt adevărații răufăcători și anume cei care fac legile. Mai este o problemă. Deci pe lângă dezbinarea asta făcută ordonat sau datorită naturii umane, sunt anumite
principii, idei care nu au fost înțelese. Da, deci, care? În noiembrie s-a ieșit în stradă. Că fără corupție se vorbește de foarte multă da. Vreme de depolitizarea instituțiilor statului. Da. Și vorbeam săptămânile trecute, săptămâna trecută n-am făcut emisiune, acum două săptămâni, cred, despre cazuri de oameni promovați, fine, am mai vorbit în mai multe emisiuni, de oameni promovați în anumite funcții pentru că pur și simplu aveau culoarea potrivită. Aveau culoarea potrivită, da. Atunci m-am exprimat mai colorat cu pupincurism și cu chestii de genul ăsta. Nu mai fac referiri de genul acesta. Și am rămas surprins să văd că există tineri, 30-35 de ani, intră la tineret în partide, da? Da. Organizația de tineret, până în 33 sau 35 de ani, nu mai știu. Dacă la seniori da. E Ion Iliescu. Și, da. Și surprins la modul acesta, domnule, dacă eu te ajut în campania electorală, te ajut să ajungi primar, nu e așa că tu ai să-mi ai să-mi dai un post în primărie? E, ce fac eu? Îl mai iau pe omul ăla în echipa mea sau nu? Dacă vrei să ajungi primar, da. Da, eu pentru ce vreau să ajung primar? Mă, poate ai niște idei bune, dar dacă nu ești susținut, ce faci? Da, dar pot să fiu susținut de oameni care să vrea într-adevăr binele comunității? Mă gândesc că povestea asta cu binele comunității... Adică nu vreau să vedem dacă e o chestiune idealistă și de neatins pe pământ sau... Vorbim de binele comunității? Da. Este ușor de atins binele comunității, depinde de binele pe care și-l dorește comunitatea. Pentru că, uite, primarul a decis o parcare etajată la piață, dar mare parte dintre rămașcani ar fi așteptat altceva poate mai important. Cum ar fi să pună presiuni pe apa SERV și să refacă întreaga rețea de canalizare. Înțelegi? Adică eforturile au fost duse spre chestia, dar nu poți să-i mulțumești pe toți. Presiuni pe apa SERV. Nu înseamnă mari cheltuieli financiare. Nu, dar înseamnă timp. Da. Iar construcția parcării etajate de la piață... Am dat un exemplu. Da, ai dat un exemplu. Am dat un exemplu. Neloși de parcare? Bine, am aici pe undeva, că e făcut pentru că... Da. Hai să ne întoarcem la George Norocel, că de aici am plecat, dar să nu plecăm pe chestia personală, pentru că nu-l cunoaștem. Nu. Poate omul chiar e bine intenționat, nu da, el. Da, bine intenționat. Vorbim doar 700 de semnături au fost depuse și a fost aprobată candidatura. Da. Deci nu și-a făcut treaba judecătorul, președinte... Dar nu e prima oară când se întâmplă chestia asta. Piedone a trebuit să fie respins de 3 ori ca să... Da, și încă candidează. Candidează. Nu, bun, încă dar tot societatea civilă trebuie să stea cu ochii pe treaba asta. Păi dacă nu ne implicăm, vorba lui Teo, Teo și vai de mine, cu riscul de a părea cel mai porcom din lume, în momentul ăsta Teo Rusu Baciu are chestiile cele mai mari din toată presa. Local. Din Roman, da. Fără da, discuții. Da. Deci, pentru că toți ceilalți am stat cu mâna în sân și ne-am uitat, uite, a venit ăsta de la Piatra, bravo, să candidează. Să candidează, să mănâncă și gura lui ceva. Da? Și n-a fost unul am văzut o discuție pe Facebook, nu știam despre ce e vorba. Că, domnule, că ar fi folosit de un alt partid pentru a fi împroșcătorul da. cu da, noi. Da, să fie omul de... Și am rămas așa, zic, bă, cine o fi, nu știu ce. După aceea a apărut numele și asta și singura care s-a implicat a fost Teo. Da. Și foarte bine și trebuie să o susținem și trebuie să urmăm exemplu ei. Și trebuie, aici cred că trebuie să ne ducem spre tânăra generație, spre liceeni și să încercăm să le arătăm legea, să le arătăm legea, să le arătăm un cod de comportament dacă civilizat. Cunosc, chestia asta, ca și exemplu, mi-am dat seama dimineața, zic, bă, care e exemplu? Care e modelul pe care să-l urmezi? Zic, băi, trebuie să vedem, hai, uite, Solomon Marcus, Dumnezeu să-l ierte, să vedem exemple de astea palpabile și le dăm celor tineri. Să nu mai spună, domnule, stai așa o clipă, că eu vin să te ajut în campanie pentru că îmi dai după aceea o funcție în primărie. Hai să depolitizăm, să facem să funcționeze primăria brici, da. Să nu mai fie așa de mulți oameni sau să fie tot același număr de oameni, dar să nu mai existe cozi
să nu fie aici... aici s-a făcut tot posibilul pentru eliminarea cozilor. Acum că românii sunt diferiți față de restul lumii și le place să stea la coadă... Ca și procedură. Poți să vii să ușurezi. Poți să vii... Deci foarte multe lucruri se pot face. Bineînțeles că se pot face, deci, da. Mă crezi că dacă ar intra un manager de resurse umane din mediul privat, ar intra într-o primărie, ar putea să identifice în mod profesionist cât se freacă menta în instituțiile statului. Deci nu vorbesc aici de primăria Roman. Pe general. Pe general, da. Deci de la București încoace, în comune, să te duci... Da, eu nu înțeleg ce exemplu mai mare de frecat menta vrei în momentul în care parlamentarii își aprobă cu foarte dragă, cu largă inimă, 2 zile lucrătoare pe săptămână. Ei marți după amiază intră în teritoriu, da, da, până vine. Ei spun că lucrează în teritoriu. Acum, da, cât au lucrat în teritoriu și hai să vedem. Și luăm pe toți din Roman. Clar. Ne întoarcem la George. Măi, George îl cheamă, zic bine, continuare. Carabagiu, îmi pare rău că nu, uite. Da, sper să fie respins. În care candidează și e pe bune chiar că independent. Adică omul are semnăturile, nu se știe cum. Dar nu are toate semnăturile, că aici e problema. Să aibă 1000, am înțeles. Da, și el avea 700 de semnături. Deci pe hârtia oficială e confirmat. Dar este la TEO postată confirmarea scrisă, ștampilată, dată de biroul electoral municipal. Sunt 700 și totuși biroul electoral central. Sub semnătura președintei, care e o judecătoare, da, care spune, are 700. Și atunci vii și spui, domnule, ce spune în lege? Că trebuie 1000. Că trebuie 1000 la nivel de municipiu. Da. Hopa! Tu ai aprobat, deci, scrise de acea instituție. Nu că omul ăsta are sângere de semnături. Scuză-mă, eu până zilele trecute nu știam că omul ăsta există. Acum, poate omul a mers din ușă în ușă, nu l-am văzut noi, n-am fost în cartier la noi sau n-am fost acasă când a venit. Că în rest, ce se vorbește, că ar fi... Mă, dar nu trebuia să anunțe o candidatură sau vine ca și asul din mânecă? Da. Strategie proprie și cine știe, poate a vrut să apară numai într-o dată. Pac, eu sunt salvatorul vostru. E câtă surpriză. Da, da? Rahat cu perge. Faza este că nu avem acces pentru că există anumite legi bune și nu le contest, dar sunt instituții ale statului abilitate care ar trebui să ia lista cu semnături, da, să verifice cât este de ok. Ale cui? Care de susținerea lui Norocel. Tuturor ar trebui, nu? Bun, tuturor, dar acum vorbim strict despre treaba asta. Bun, una la mână că el trebuie scos din cursă pentru că are 700, nu are 1000. Poate face 1000. Poate face 1000, dar cum să spun, tu i-ai admis cu 700. Corect. Deci mai departe nu mai e problema lui, e problema celor care au dat aprobarea. Absolut. Una la mână, doi la mână. Că se vorbește că aceste semnături de susținere a lui vin de pe... filieră PSD-istă. PSD-istă. Deci da, aceste semnături ar fi și la PSD. Corect. Și domnule, hai, ia și tu de aici. Întrebarea mea este... Dar de ce nu i-au dat 1000? Cum? De ce nu i-au dat 1000? Poate întotdeauna le-a dat rest, eu știu, le-a dat cu virgulă. Am eu o întrebare, pentru că eu mai puțin pricep. Am văzut corturi amplasate și a unuia și a altuia, mai mult a unuia decât ale altuia. Da, da. Evident că cine împarte, parte își face. Scuze-mă. Frate, când dai spațiile la îndemână, îți dai mai multe ție. Mie mi s-au părut mai multe corturi cu Leoreanu. Eu n-am văzut alte corturi. Mai era la un moment dat cineva. N-am văzut. N-am cât am fost, dar poate în alte n-am mers tot orașul, n-am fost cu ochii în patru pe treaba asta. Chiar cum în programul 8-4 chiar n-am mișunat pe cum se face mâncher. Strângerea de semnături? Strângerea de semnături se face, uite, la modul ăsta. E o hârtie, una 4, trasă la imprimantă. Nu hârtie, un tabel. Tabelul, tras la imprimantă, da? Și pe urmă copiat de 15 ori, că nu se știe de câte hârtie ai nevoie, unde trebuie să-ți notezi de mână, da? Cu pixul, numele, prenumele, seria cărții de identitate cu numărul cărții de identitate și, dacă nu mă înșel, codul numeric personal. Dacă nu există codul numeric personal, avem o mare problemă. Da. O foarte mare problemă, pentru că mie, acasă primesc 100 de telefoane pe zi de la persoane care vor să-mi vândă chestii.
Întrebarea mea este, oamenii de unde au acces la numărul meu de telefon? Și dacă la numărul meu de telefon au acces, probabil că au acces, măcar o dată pe internet mi-am pus, frate, undeva seria și numărul buletinului, la o cumpărare, la ceva. Deci nu se poate să nu fie vizibil. De unde știu eu că nu apar pe listele lui Harbagiu? Trebuie să cer personal. Da, ar trebui să existe o modalitate. Adică biroul electoral central asta, sau județean, da, sau există local? Municipal. Există municipal, biroul, da? Electoral, deci municipal. BEM. Sau da. Biroul electoral municipal. BEM. BEM, da. BEM-BEJ-BEC. Da. Ne pricepem la așa, nu? Nu? Ar trebui să ne spună, frate, da, uite, aveți posibilitatea să verificați dacă sunteți pe listele omului ăsta sau nu, că eu nu sunt pesedist, de exemplu, și poate nici Harabagiu nu mi-e drag, dar apar, eu de unde știu? Bun, acum e chestia asta, eu spun, eu Dan Vasileu cu CNP-ul acesta, aș vrea să știu dacă sunt pe listă la Harabagiu. Da, nu sunteți pe listă. Apare un Vasileu Dan acolo, dar e un alt CNP. Mai există cu numele Vasileu Dan, da? Da, este... nu cu numele meu, eu sunt unic. Tu ești unic. Mai există, este real CNP-ul celui care e acolo? Dar n-ai de unde să știe, deci, acum, în momentul ăsta în care eu am pus întrebarea că am bănuiala că ar fi folosit numele meu, nu-i CNP-ul meu, mi se spune că nu. Eu n-am cum să văd, da. Și mai mult de atâta, chiar dacă mă uit, văd numele, nu-i CNP-ul meu, pa, la revedere. Vorba de tine. Acel CNP ar trebui verificat. Hai să vedem. Există persoana? Persoana respectivă este Vasileu Dan, un alt Vasileu Dan. Și deci atunci, e cu schipsis toată povestea asta. Deci, se poate verifica, suntem totuși într-o epocă a calculatoarelor, a inteligenței artificiale. Da, îți dai seama că dacă faci pe hârtie chestia asta, poți să o faci și pe un calculator într-un Excel. Îți dai seama că partidele și candidații ar trebui să fie obligați pe o chestiune foarte simplă. Da? Ai om la cort care sânge semnături. Alt om să bage pe calculator nume, prenume, CNP. Păi și care ar fi diferența, domnule? Pentru că aici e semnătura, știi? Așa, băgând astea și dându-le, în momentul în care te duci cu lista de semnături, spui, uitați aici, pe acest CD, pe acest stick, aveți tabelul în Excel, nume, prenume și CNP. Altfel aș face. Și atunci, când ai băgat acolo, electronic mai dai calculul și nu mai spune, avem pe lista dumneavoastră, din 2500 de semnături, aveți 50 de CNP-uri incorrecte. Da. Aveți 20 de CNP-uri de la morți. Și aveți, aveți 15 CNP-uri care se suprapun. Cu toate că astea poți să le verifici și tu când ai băgat în Excel. Evident. Dar eu semnez... Problema ar fi alta. Semnez și la cortul ăsta. Și la cortul ăsta. Spun în continuare că în momentul în care ai semnat, nu adeziunea, cum să spun... susținerea. Susținerea față de un anumit candidat sau la locale sau prezidențiale, că și acolo îmi este să... Nu mai dai nicio semnătură la prezidențiale, nu mai ai nicio treabă. Nu, și acolo sau să... Îți dai acceptul și te asigur că vei fi obligat să mergi și la vot. În momentul în care ți-ai dat cu semnătura, da, domnule, îl susțin pe Xulescu la primărie, prin semnătura aia, da, îți iei obligația de a vota. Ei, în momentul în care se întâmplă votul, tu apari pe listele lui Harabagiu, nume, prenume, cod, numele personal și semnătură, dar nu apari și la vot că ai votat, deja ar trebui să avem o problemă. Bun, și să răspunzi cumva. Pentru că în momentul acela... Da, bun, un aspect. Nu ți-ar mai apărea oamenii morți, nu ar putea să vină la vot. Da, ai rămâne mai cu blancuri. Dar eu mă duc la vot. Dar eu nu votez pe el, pentru că eu n-am semnat pe lista lui. Dar nu are importanță că tu că ai primit ștampila în mână, tu apari ca semnat, că ai fost. Da, dar ca și idee, eu nu-l votez pe el. Problema ta cu cine votezi. Dar, iarăși, aici trebuie văzut. Dom'le, stai așa, a avut 700 de semnături, da. Câți l-au votat? 125. Să poate să semnezi pentru el și să... pentru ce mi-ai semnat pentru el dacă nu votezi. Mai semnează și la mișto. Sau lumea nici nu știe ce semnează. Da, sau apar semnături de unde nu... Uite, eu, de exemplu, să apar pe lista omului și nici măcar să nu știu cine e. Da. Pentru că se poate. Societatea civilă. Noi, oamenii obișnuiți, trebuie să fim atenți să se respecte regulile. Traversăm pe unde trebuie. Da? Ce, îi sări de la campanie, nu, la traversat, așa... Nu. Dau exemplu. Mergem la muncă, nu întârziem la muncă, nu cum am întârziat eu astăzi. Da? Te iert. Mergem cu viteza legală. Ne asigurăm că nu mai parcăm mașinile pe
spațiu verde. Spațiu verde trebuie să ajungem. Da, avem și știrea respectivă. Aruncăm gunoiul în coșul de gunoi. Nu deranjăm pe nimeni. Nu facem scandal. Respectăm marea majoritatea a persoanelor respectă aceste reguli. Trebuie să respecte și polițienii. Polițienii trebuie să fie exemplu. Corect. Deci în momentul în care vrei să depui candidatura, trebuie să știi, băi, trebuie să fiu un exemplu pentru cei care mă susțin și pentru ceilalți, da, pentru că cel mai bine e să fii și pentru ceilalți exemplu, pentru că cei care te susțin deja înseamnă că te consideră un exemplu și un om moral, vertical și corect. Și trebuie să vezi și trebuie ca acei aleși să fie într-adevăr pentru interesul comunității. 100%. N-ai cum 100%. Discutam cu un amic foarte deștept în chestii de politică și mi-a spus, neamț, este imposibil, indiferent ce-i face, nu poți să mulțumești 100% comunitatea. Nu, interesul comunității 100%. Nu mă refer la treaba asta. Asta într-adevăr este imposibil. Imposibil. Nu, dar mă refer să nu susții prieteni în funcție în primărie. Pentru că dacă ajung primar și pun niște oameni în primărie, clar că punându-i pe principiul ăsta că au fost în echipă cu mine, ei nu au calitățile 100% de a fi competenți acolo, poate 80% poate sau 40% au, dar nu au toți. Corect. Da? Deci, în mod sigur, nu au toți. Ar fi o chestie de super noroc. Dom'le, echipa mea a fost cea mai bună și uite că sunt capabil și după aia când vine un alt primar, îi va mătrăși de acolo și atunci nu se, și oamenii care vor fi directori în primării, indiferent, vor lucra în primărie, trebuie să știe să-și facă treaba acolo cum trebuie și, cum să spun, să facă performanță, să vină cu inovații, să vină cu îmbunătățirea activității. Da, vorbeam odată unor oameni despre anumite chestii care mi le-aș dori eu pe un anumit domeniu să se facă din școală și toată lumea să vină cu o diplomă și pe bune să urmeze niște cursuri care să certifice o anumită pregătire într-un anumit domeniu. Da. Și cineva mi-a spus, domnule, în momentul ăla nu mai ai tu de lucru. Zic, în momentul ăla ar fi bine pentru toți. Că nu am eu de lucru, e mai puțin probabil pentru că cineva va trebui să se ocupe și așa, sau o să-mi caut altceva de lucru. Dar văd lucru pe interesul ăsta meu, că nu o să mai am eu de lucru. Dacă știu să-mi fac treaba și mi-o fac ca lumea, o să găsesc de lucru. Deci numai cel incompetent, cel slab pregătit, cel neprofesionist se teme că în momentul în care se aduce o îmbunătățire, va fi dat afară. Am sărit de la una la alta foarte puternic. Da. Ne întoarcem la... Începe campania electorală, avem o problemă foarte mare, dacă puteți să urmăriți pe... Contestația asta are vreo șansă a lui Teo? Este... pe literă de lege. Da, dar șanse sunt. Pe literă, lasă-mă cu litera deci, de lege. Judecătoria în România. Deci ar fi un lanț al slăbiciunilor. Ar fi cum să spun, o încălcare a legii și o altă încălcare a legii și așa mai departe. Da, așa cum se întâmplă de săptămâni întregi. În ultima perioadă legea este încălcată în mod frecvent, nu pe plan local, ci pe plan național, pe plan de sus, încalcă legea și se vede că legea este încălcată și totuși merge treaba în continuare. Ce se întâmplă cu contestația omului ăsta? Are vreo șansă? Nu a omului ăsta, a lui Teo. Cineva în România sesizează o ilegalitate. Noi nu știm că e ilegalitate sau nu e ilegalitate, că eu personal nu m-am uitat în timp să cred că Teo are dreptate pentru că am foarte mare încredere în deci profesionalismul. Mă pronunț strict pe documentele care le-am văzut. Da. Deci nu cred că sunt documente false, că sunt documente contrafăcute. Că se... Ce se întâmplă în momentul în care Becu va spune dă-mă drumul omului să meargă în continuare, că bătă mai chinul la 300 de voturi. Avem o problemă mare. La nivel înalt. Adică ar fi o problemă în justiție. Sper. Deci, acum trebuie urmărit și aș ruga-o pe Teo să prezinte tot ce se poate prezenta în situația asta, pentru a vedea în momentul în care vine hotărârea pe ceea ce a publicat Teo și documentele atașate, eu zic că s-a făcut o încălcare a legii. Dacă partea adversă, biroul electoral municipal, va depune documente, acum
e un document semnat de ei, da, la TO, da, care îi incriminează și arată că au greșit, da, vedem ce document pot să mai pună ei alături. Rămâne să vedem atunci de urmarea telenovelei ăstea. Da, da. Dacă s-a ajuns să vedem la, că la dacă judecătorii au judecat cu... Se mai aștepta cineva să nu fie o campanie electorală mizerabilă? Adică avea cineva ideea că, bă, frate, va fi o campanie electorală curată? Eu nu. Nu, mă așteptam la purcării din toate părțile, nu, acum a căzut omul ăsta, că da, s-a întâmplat că l-a văzut Teo, dar nu, putea la fel de bine să meargă în continuare și să nu-l vadă nimeni. Omul ăsta, în mod sigur, bag mâna în foc, că n-are nicio treabă cu romanul, n-are nicio treabă cu... El e din roman. Cum să spun, e din roman. Cum da? E din roman? Acum ca bune, din de o săptămână, două săptămâni, o lună, da, de cât are... Deci nu am auzit iarăși de el până acum. Iarăși s-a mai făcut. Că la Piatra Neamț am înțeles că vine unul care are domiciliu stabil în Elveția. Harbuz. Harbuz, cum îl cheamă, da. Da. E nemțean, e din Piatra Neamț, născut acolo și a făcut liceu acolo. Știi, că aici, poate și norocel a făcut școala aici, a plecat... Măi, am făcut sex odată în Austria. Mă face austriac? Nu, te face lăudoros, degeaba acum pe asta. Mă, lăudoros, vă mulțumesc. Fără mașini pe spații verzi, lăsați-l mă pe Parabagiu. Începe campania electorală, fiți cu ochii în patru. Nu mai puneți botul la promisiuni aiurea. Vedeți ce se poate realiza. De promisiunea aiurea fără mașini pe spații verzi, nu mai apucăm să vedem și știrea asta, că ne-am întins cu Parabagiu. Da? Numai deja e... Da, gata-i, da? Gata-i. Discutam ieri pe Facebook cu cineva și am... răspuns într-o notă puțin mai... E ușor să ne plângem pe Facebook și pe urmă să stăm cu mâna în sân așteptând să ne rezolve altcineva problemele. Fără mașini pe spațiu verde, a decis primăria zilele trecute. Romașcanii care își parchează autoturismele pe spațiu verde vor intra cât de curând în atenția autorităților locale, care nu le vor mai permite abuzul, eu aș spune, să le împingă niște amenzi să se plictisească. Și doi, să îi pună să lucreze cu ăștia de la paste 16 la spațiile verzi. O perioadă, 30 de ore, 60 de ore, susțin munca în folosul comunității, ca pedeapsă. Și omul spune, am un vecin care îmi parchează pe spațiu verde de fiecare dată. Zic, bun, ați dat un telefon, ați făcut o sesizare, ați chemat poliția, jandarmeria, pe cineva trebuie să... Poliția locală trebuie sesizată. Și atunci stăm în fața monitorului și ne plângem că ne merge. S-ar putea să fie hotărâri de Consiliul Local dinainte, care să stipuleze clar că unde ai voie, unde n-ai voie să parchezi și așa mai departe. Pe spațiu verde n-ai voie, da, punct. Nu, atâta vreme cât nu... acționăm, cât nu luăm atitudine, nu putem să ne mai plângem. E o chestie așa de aiurea. Da. Deci am văzut pe cineva că a încălcat legea dacă nu am luat o măsură de genul acesta, de a interveni personal, dacă se poate. Ironia e bună, hai să ne înțelegem. Da. Ironia e bună, există, e parcat ca un bou în roman, există pe Facebook, circul ca un bou în roman, există. Ironia pe internet e bună, nu spune nimeni nimic, dar și acolo am văzut că se face cu frică. De ce? Pentru că nu ne place să ne punem rău cu ceilalți. Da. De asta. Noi suntem genul ăla de oameni, să fim răi de după gard. Dar nu iese nimeni în față să spună, bă frate, știi ceva, ai parcat pe spațiu verde. Bună ziua. Am sunat la poliția la un moment dat, la poliția rutieră, că cineva mă ocupa să lucru de parcare. Întâmplare face că eu nu cunosc mașinile oamenilor, abia îmi cunosc vecinii, dar aminte mașinile. Bă, și s-a supărat omul ăla pe noi, pe familie. Și ai mei tot mi-a tragat atenție. Bă, dar nu mai fă din astea, că-s vecini. Dar mă doare la bască pe mine. Plătește? Eu plătesc spațiul respectiv și sun la poliție când am nevoie. Deci faceți aceeași chestie. Vedeți că, uite, s-a dat hotărârea asta. Nu mai parcați pe spațiu verde. Ați văzut mașină pe iarbă? Bună ziua, sunt Xulescu. La poliția locală. Luați-vă, frate, inima în timp. De lucru. Păi da. Ați pasat de la poliția locală, zice. Ce mai vrei, bă, iar? Da, dar tu sunt de 80 de ori pe zi, cred. Bă, ce mai vrei, iar? Iar și pui la muncă. Iară. Dragilor și dragilor, hai să vă cereți scuze înainte, da? Mă scuzați că vă cer să munciți, să sunteți, da, în timpul programului. Vreau să... Aș dori anunț, să vreau. Da, aș dori... Mă, cum să spun, adică unul care... cum să spun, are chestia asta și face reclamații, am avut la bloc, da? Deci a chemat carierist. Poliția, carierist, da. Anul trecut, am mai discutat despre treaba asta, a făcut reclamații la poliția locală, de în fiecare seară venea și patrulau pe acolo, că la un moment dat i-am întrebat că fotografiau fața scării, când nu era nimeni, știi? Ne. Că era gălăgie și nu știu ce, zic, domnule, care-i treaba? Vă pierdeți timpul aici, ce s-a întâmplat? În fine, nu vreau să spun, n-ar veni, zic, iar ai fi rău, zic că... dacă vă cheamă prostul și ați văzut odată și două ori, luați și sancționați-l, pentru că persoana respectivă lucra în poliție, în Poliția Națională. Băi, stai așa o clipă, stă la parter, da.
Haideți să vedem. Cum îl cheamă, bre, asta, măi? Zice și cum îl cheamă, ce? Că... Nu mai zic, oricum e condamnat cu suspendare pentru niște chestii care le-a făcut în timpul serviciului. Ok. Ne știi de... cine? Știi că vorbim de un om care ce treabă are cu subiectul de aici? Ce, subiectul de aici că poliția locală deci se duce și stă pe o reclamație nefondată și o dat de ori, dar dacă nu l-a amendat, nu l-a sancționat ca să se învețe minte respectivul să se adapteze la traiul la bloc și să respecte vecinii, adică 150 de familii se înțeleg, apare păduchele. Da. Vin sărbătorile. Vin sărbătorile, asta vreau să ne apropiem și noi de final. Vin sărbătorile Paște fericit. Paște? Sărbători fericite, ca să nu deranjăm alte... Să ne ciocnim nu în trafic, nu în viața reală, să ci în jurul mesei. Ouăle. Să ne ciocnim... Paharele, mulțumesc să m-ați mai scos din chestia așa? Asta. Și, și să nu uitați că începe campania electorală, să aveți gândul cel bun. Că o să discutăm. Și am sărit de la... Băi, trec în viața reală și... Cei care pot să bea, să nu bea. Deci, fiți cumpătați. Nu mâncați ca porcii. Sărbători fericite și frumoase, campanie... Fiți oameni. La fel, fericită, campanie frumoasă. Gândiți. Dacă vreți, 1 mai pe litoral încă se poate merge. E bloc 1 mai la strand. 1 mai la strand, 1 mai acasă în sânul unei părți din familie, unii dintre voi, alții în sânul altei familii. Toate cele bune, ne vedem sănătoși vinerea viitoare. La început de campanie. Până atunci, care fiecare dată, toate bune! La revedere!